Și dacă nu există viață după moarte? Dacă asta pe care am trăit-o a fost singura posibilă pentru mine dintr-un miliard de posibilități? Iar eu mi-am sacrificat-o iubind pe Emilia Achitaro. Am trăit 40 de ani inutili. Nicolae, vezi tu banii ăștia? 1000 de lei. I-am adunat ca pe o zestre. George, lasă. Cum am putut eu, Nicolae, să iubesc o femeie ca asta? Nu mi-am pus capăt zilelor până acum pentru că aș crăpa de rușine în mormânt dacă lumea ar afla că m-am sinucis din cauza unei curve. Orică am suferit de foame. George, credință în Dumnezeu, asta îți trebuie ție. Ba da. Da, acum eu nu mai pot crede nimic. Nicolae, dacă totuși Emi m-ar fi iubit, viața asta n-ar fi fost zadarnică. Da. George, stai! Așteaptă puțin! George, ascultă-mă! Așteaptă! George! Stai! Ce mai vrei? Credeți că am venit aici să urlu, să fac scandal? E bine, asta nu se întâmplă. Emilia, eu am să te rog doar un singur lucru. Înapoiază-mi versurile și scrisorile chiar acum. Poftim? Ce vrei? Scrisorile? Domnule Ladima! Vrei să spun ceva? Unde te trezești dumneata, domnule? Lasă-l în pace, nu vezi că s-a țicnit? Ia lasă-mă în pace, dragă! Vrei scrisorile înapoi? Ia stai puțin, domnule Ladima! Cum adică să vrei scrisorile înapoi? Cum crezi dumneata că un om bine crescut poate să facă așa ceva? Unde crezi că ești aici? Adică ce crezi? Că eu nu am altceva ce face? Dar ce crezi că e aici? Decât să păstrezi scrisorile dumitale? Te crezi așa de important? Hai, gata, s-a terminat! Gata! Nu mai am nicio scrisoare! Le-am pierdut! Nu! Asta e! Gata! S-a terminat! Și pe urmă, n-ați mai vorbit, nu v-ați mai văzut? Mm-mm. Ascultă, când s-a sinucis Ladima? Păi să vezi, cam după Sfântul Gheorghe, prin aprilie. Nu, în mai. Da, pe la 2 sau 3 mai. Cum crezi, de ce s-o fi sinucis? Mai întreb, din mizerie. Vai de capul lui săracu. Într-o vreme nu mânca poate niciodată pe zi. Hai, pune asta la loc. Cât o fi ceasul? 10:30. Vai, cât timp am pierdut. Ascultă, hai să o luăm pe soara ta și să mergem undeva să luăm masă împreună. De ce, e mașina jos? Nu, dar luăm un taxi. Bine. Da, și spune Valeriei să se îmbrace repede, ca să nu pierdem timpul.
Imediat. A doua zi m-am dus la procurorul de serviciu care cercetase moartea lui Ladima. Da, eu l-am socotit întotdeauna unul dintre cei mai importanți poeți ai noștri. Când am ajuns, zăcea într-un pat îngust de tablă. Își trăsese un glonte în inimă. De unde și-a procurat revolverul nu s-a putut afla. Credeți că s-a sinucis din mizerie? Pentru că nu mâncase de câteva zile? De foame. Asta nu. Avea în haină 1000 de lei. Domnule Vasilescu, poetul Ladima s-a sinucis din cauza unei femei. A lăsat pe masă o scrisoare adresată acelei doamne. O femeie tânără, elegantă, frumoasă, dacă vrei, deși mie nu mi se pare. O iubea de ani de zile cu un soi de deznădejde înăbușită. Nu e o actriță? Nu. E altceva. Dacă îmi dați cuvântul că veți păstra o oarecare discreție... Aveți cuvântul meu? Se numește Maria T. Mănescu. Este proprietara unui magazin pe Calea Victoriei. Un magazin de mobilă. Aveți motive să credeți că era o scrisoare de dragoste? Aveți această scrisoare? Când vă spun ce admirație am pentru geniul lui Ladima, vă închipuiți că am avut și intenția de a păstra măcar o copie fotografică după scrisoarea în care își explica motivul sinuciderii. Nu știu cum aș fi reacționat la această scrisoare dacă aș fi văzut-o până a cunoaște adevărul. Recunosc că și așa am simțit un fior de gelozie. Ascultă, tu ai iubit vreodată? De ce? De când am descoperit scrisorile lui Ladima, sunt ca și bolnav din asta. 4 generații dintre ai mei n-au gândit cât mă frământ eu de o lună. Să înțeleg că scrii istoria asta. Da. Și trebuie să-ți mărturisesc că niciodată n-am bănuit posibilitatea de eliberare prin scris. Povestite, suferințele trecutului se fac suportabile. Oricum, cred că vei arunca la coș tot ce-am scris. Și mai mult până la sfârșit? Da, cred că mă apropii. Mâine voi trimite șoferul cu o mapă să-ți aducă toate manuscrisele mele. Vrei să ne vedem mâine seară? Să luăm masa împreună. Unde? Ca de obicei. Mâine dimineață zbor, iar la 9 seara vin să ne vedem. Să vorbim toată noaptea. N-a venit la 9 seara. Și nu va mai veni niciodată. A doua zi gazetele scriau: groaznic accident de avion. Aviatorul Fred Vasilescu a capotat, voind să aterizeze din motive necunoscute încă într-un loc neprevăzut. Cadavrul decapitat e păzit de jandarm. S-a deschis o anchetă. Abia la un an după înmormântare m-am hotărât să aduc la cunoștința doamnei T. manuscrisului Fred Vasilescu. Poftim. Ce ai de gând să faci? Cred că am să plec. Nu mai ai nevoie de mine aici. Cu familia lui Fred Vasilescu ai avut dificultăți?
Nu. Niciun fel de dificultăți. Cum a fost formulat testamentul? Las tot ce am, tot ce mi se cuvine. Doamnei Maria Temănescu. Și rog pe părinții mei să o considere ca pe propria lor fică. Dacă m-ar fi iubit cât de puțin. Crezi că nu te-a iubit? Nu. Nu m-a iubit. Mă părăsise de 2 ani. Mă evita. Mă umilea. Doamna, știți că în ultimul timp am fost prieten cu Fred Vasilescu. Din câte am înțeles, cred că vă iubea mult, foarte mult. Da. Nu. Asta nu poate să fie adevărat. Deși uneori și mie mi se părea că mă iubește. Și cum vă explicați atunci faptul că vă ocolea? Cât mi-am ars mintea în îndoiel de tot soiul. M-a chinuit până și bănuiala stupidă că într-un accident de automobil sau avion Orane l-a împiedicat pentru totdeauna să mai fie bărbat. L-ai mai fi iubit atunci? Da. Da. L-aș fi iubit și atunci. Oricum. Doamnă, pentru un roman al meu, Fred Vasilescu mi-a scris câteva amintiri din viața lui. Cred că vă vor interesa. Toate caietele astea? Da. Până când mai rămâneți la București? Nu știu. Probabil că foarte puțin. Dintre prieteni ați mai întâlnit pe cineva? Nu. Acum vreo 2 săptămâni m-am întâlnit un prieten comun. Te rog. Fii bun. Lasă-mă acum cu caietele astea. De 3 ani n-am mai stat de vorbă cu el.